Astăzi voi modera o dezbatere care nouă ni s-a părut esențială despre ce se întâmplă în spitalele de pediatrie și în maternități zilele acestea, cum fac față acestea noului val pandemic, valul 4, care în România pare a fi cel mai agresiv dintre toate. Și noi avem în momentul ăsta paturi pentru COVID, ele sunt pline, avem acum 32 de pacienți, 10 în terapie intensivă, suntem la capacitate deocamdată maximă. Noi avem posibilitatea să mai mărim numărul de paturi, în sensul că mai avem atât monitoare cât și surse de oxigen, paturi cu surse de oxigen. Problema este că în momentul în care încercăm să mai mărim ceva din cauza circuitelor, practic desfințăm secții. Și la spitalele de pediatrie e aceeași problemă ca și la spitalele pentru adulți, pentru copiii care au alte patologii. Adică această idee pe care o avem noi că trebuie să ne referim în perioada asta exclusiv la cazurile de infecție cu noul coronavirus și restul activităților medicale să le neglijăm, să le amânăm și așa mai departe, e profund greșită și este contrară intereselor apărării sănătăților copiilor sau adulților. Din cauza asta noi încercăm acest demers să discutăm cu ei. Eu înțeleg că domnul doctor Aed Arafat, sigur, el lucrează la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și dânsul consideră urgență, corect, pandemia. Ori eu cred că este o urgență cel puțin la fel de mare și asigurarea serviciilor de sănătate pentru alte patologii. Ăsta este scopul demersului nostru. Nu cred că oamenii sau copiii, hai să zicem copiii sau adulții care au alte patologii, sunt de vină că membrii familiilor lor sau părinților, dacă este cazul copiilor, nu vor să se vaccineze. Problema infecțiilor pediatrice este generată nu de deschiderea școlilor, ci de faptul că părinții acestor copii nu sunt vaccinați. Asta este realitatea, pentru că dacă toate familiile ar fi vaccinate, atunci și cazurile în școli ar fi extrem de puține. Lipsa de coordonare între spitalele de pediatrie face de multe ori dificilă și alocarea pacienților probabil pentru infectat, cât și furnizarea de alte servicii pentru populația pediatrică. Închiderea școlilor are impact psihosocial și regresiv asupra copiilor mici. La adolescenți crește de 3-4 ori numărul de cazuri de anxietate și de depresie și în multe țări din lume s-a observat o creștere a incidenței suicidului la adolescent. Și eu, ca doctor de urgențe pediatric, pot să vă spun că atâtea tentative de suicid cât am văzut de când a început pandemia la copiii ăștia mai mari, n-am văzut în 30 de ani de meserie. Deci se întâmplă ceva cu sufletul copiilor pe care îi îngrijim. În primul și în primul rând, elementul care ar trebui să facă baza triajului epidemiologic, adică a selecției inclusiv în școli, și anume temperatura crescută. Este primul semn prin care organismul reacționează la o infecție virală. Cred că discuțiile trebuie să fie foarte clare în sensul siguranței vaccinării, în primul rând, pentru că părinții, în mod evident și justificat, sunt îngrijorați în ceea ce privește potențialele sau posibile efecte adverse pe care le-ar putea avea vaccinul. Asta este o întrebare pe care și-o pun părinții și cred că cea de-a doua întrebare este de ce să-mi vaccinez copilul, pentru că pe de altă parte discutăm în majoritatea cazurilor de forme ușoare ale bolii și atunci ei se întreabă dacă într-adevăr merită acest efort și eventual risc, pentru că trebuie să fim absolut sinceri, transparenți în comunicare și unii dintre părinți își pun această problemă. Din ceea ce știu, sigur, eu să spun, citesc lucrurile astea, dar aș avea și informații legate de eventuale probleme legate de administrarea vaccinului, pentru că și noi la Institutul Matei Balș avem aici o zonă de pediatrie.
Practic nu am niciun fel de informație în România, cel puțin până în momentul de față, legate de reacții adverse importante, în afară de o durere la locul administrării sau o stare de subfebrilitate tranzitorie. De vreo 6 luni, salvați copiii, tot cere teste de salivă în școli pentru a preveni, poate, sau a depista rapid cazurile grave. Vă mulțumesc tare mult tuturor, vă mulțumesc din suflet și în numele nostru, echipei Salvați Copii, dar și al celor care s-au alăturat dezbaterii, să vă asculte opiniile și sfaturile extraordinare.